Salutare, salutare, eu sunt Grădi, să înceapă VJ Grădi Show. Astăzi v-am pregătit un super material direct de pe platourile de filmare ale celui mai nou videoclip semnat Tu, într-un featuring de excepție cu una dintre cele mai apreciate cântărețe rusoice. Numele este Shahzoda, iar videoclipul este realizat în colaborare cu casa de producție artistei și regizorul nostru drag Taz, unde este vorba despre o poveste de dragoste în care, atenție, este prezentă lupta specifică dintre o noapte petrecută alături de persoana iubită și ieșitul la bere cu băieți. Noi am stat de vorbă cu Mihai Gruia, să vedem ce a ieșit. Salutare, dragilor! V-am zis că sunt peste tot, hai de la making of. Ce faci? Salut, salut, bine uite la filmări. Ce filmăm astăzi? Filmăm un videoclip nou pentru Tu, pentru proiectul meu și al lui Sorin. Este o piesă pe care am compus-o în studioul nostru pentru o artistă din Rusia, pe nume Shahzoda. Ei a plăcut foarte mult compoziția și piesa, a vrut neapărat să facem fit pe această piesă și acum filmăm videoclipul acestei piese. De unde ați cunoscut-o sau cum ați intrat în legătură cu ea? Pe Shahzoda o știm de foarte mulți ani, este un fel de, să zicem așa, Andra, Delia la noi, dar ea este din Uzbekistan, deci este un artist, unul dintre cei mai mari artiști de acolo. Spune-mi despre proiectul Tu. Ce ne pregătești acum nou? Proiectul Tu este foarte... Știi ce e interesant? Este mai ușor să pornești un proiect de la zero, fiind nou pe piață, decât să pornești un proiect după 15 ani de succes într-un alt proiect. Hai să vorbim despre piesă. Este o piesă destul de... tot în stilul accent, să spun. E o piesă de vară, e o piesă pozitivă și foarte în segmentul dance house. E o piesă care cu siguranță va avea mare succes în Rusia. Cu siguranță va avea mare succes acolo. Piesa a fost deja... piesa o avem de câteva luni gata și piesa a fost deja testată de foarte, cu foarte mulți oameni de radio de acolo, din zona Rusiei și de asta s-a și vrut să facă videoclip pentru că au așteptări foarte mari de la ea. Este o piesă de vară în principiu, o piesă dance de vară. Uite, fiată, noi avem în rubrica emisiunii noastre. Avem rubrica, se numește Artistul Filozof. Acum că este o poveste de dragoste și așa, hai să alegem un citat de dragoste de aici. Uite, am 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alege tu. Care număr? 1. Camil Petrescu spune că o iubire care nu este eternă nu e nimic. Ce părere ai despre acest lucru? Eu cred în iubirea eternă și cred într-o singură iubire. Persoana potrivită este una și aceea e. Deci tu ai alege să rămâi cu soția, nu să te duci cu băieții la bere? Nu, nu. Aș alege să rămân cu soția și să mă înțeleagă când merg la bere cu băieții. Ce piesă ne recomand sau nu știu, care a fost piesa care te-a inspirat pe tine atunci când ai decis să te apuci să faci muzică? Piesa ta preferată? Prima care îmi vine în cap este Alina Eremia, a fost o nebunie, care e compusă de mine și Dorian Osfin și e o piesă de suflet pentru noi. Mersi mult de tot. Mare drag. Acesta a fost primul making of și nu spun degeaba primul pentru că vor urma foarte multe altele. Nu uitați că ținem legătura pe pagina de Facebook Școala TV Oficial, dar și pe mail pe școalatv@gmail.com. Eu sunt VJ Grădi, vă pup, nu uitați, ascultați muzică, e mai bună decât toate. V-am pupat, ceau!